Pleacă Nero, vine Bidenius împărat. Eu nu sunt mare admirator al șefilor, banilor, armelor și filmelor din lume United States of America. Cred că ăștia mici, gen Islanda, Noua Zeelandă, Danemarca, Norvegia, sunt mai democrați decât cea mai mare democrație din lume, dar și mai puțin implicați în war affairs, în numele democrației. Au tot timpul că Trump a fost un accident al istoriei un accident votat de peste 74 de milioane de americani care preferă în fruntea celei mai puternice țări din lume un miliardar imobiliar al cărui slogan preferat este You are fired! și care preferă să crape toată planeta decât să semneze cu Uniunea Europeană un plan de salvare a ei. Un megaloman care a condus cu rudele, escrocii și killerii pe care Taman ce i-a grațiat zilele trecute inclusiv pe cel care l-a adus pe Liviu Dragnea la micul dejun sau pe rapperul Lil Wayne. Desigur că noi, ăștia care suntem admiratori ai whistleblowerilor Assange și Snowden, așteptam să-i grațieze președintele antisistem. Nu se va întâmpla asta. Un jurnalist american, Tucker Carlson, dezvăluia că liderul republicanilor din Senat i-a spus accidentului istoric oraj cam așa. If you pardon Julian Assange, we are much more likely to convict you in an impeachment trial. Așa că cel mai puțin împușcat și cel mai suspendat președinte al Statelor Unite are șansa să mai candideze încă o dată dacă nu-i grațiază pe cei care ne-au dezvăluit supravegherea în masă, afacerile murdare și încălcările drepturilor individuale în lume. Așa că nu pot decât să fiu de acord cu jurnalistul Joe Rogan, în ceea ce privește cea mai iubită țară din România. The United States has a mental health problem disguised as a gun problem and the tyranny problem disguised as a security problem.